Primăria Zvinița organizează sâmbătă 3 septembrie cea de-a 17-a ediție a Festivalului Smochinelor, o zi cu tradiționalele concursuri în care se vor premia cea mai bună dulceață de smochine și cea mai bună țuică din fruct. Nu vor lipsi manifestările sportive și culturale în trecerile de pescuit. Pe 3 septembrie 2016, în Comuna Zvinița, se desfășoară cea de-a 17-a ediție a Festivalului Smochinelor. Este o sărbătoare deja devenită tradițională, și reprezintă Comuna Zvinița, este cultivarea smochinelor. Și bineînțeles, produsele obținute din smochin, dulceața de smochin, țuică de smochin, vin, gem, prăjituri din smochin și alte produse, alte delicatese, să zicem. Muzică populară românească și sârbească, o mulțime de invitați din țară și străinătate și nu în ultimul rând comercianții de bere și mici, toate acestea mâine la Zvinița. Acțiunile în comună vor debuta la ora 10. O să avem de dimineață, începem cu programul sportiv, undeva începând de la orele 10:30 până la orele 16, întreceri de mini-fotbal, șah, tenis de masă, darts, după care în jurul orelor 14 începe concursul de cea mai bună dulceață de smochine, cea mai bună țuică de smochine. Astăzi o să avem cel puțin 10 concurenți care o să facă dulceață pe viu, plus un alt concurs care se va desfășura cu privind borcanele aduse și făcute mai de mult. Seara va continua cu un frumos program artistic prezentat de localitățile invitate. Avem localități din Serbia, Bor, Kneaževac, Doni Milanovac, Bela Crkva, Ljubičevac, Majdanpek, precum și localități din România, din Timișoara, Moldova Nouă, Severin, Orșova, Șișești, Godeanu, bineînțeles și formația gazdă. Ca elemente de noutate, dulceața de smochine din Zvinița este marcă înregistrată la OSIM în urma demersurilor făcute de primarul Nicolae Curici, iar acum se fac eforturi și pentru înregistrarea țuicii de smochine.